Vă rog să ocupați locurile. Trebuie să vă mărturisesc că de data aceasta am venit cu emoție la Moisei. Ați început seria de evanghelizări cu profesorul meu, cu pastorul Lazar Boc. Eu l-am avut profesor la seminar un an de zile, după care Lazar a plecat în America. Și acum, la încheiere, îmi revine sarcina ca ucenicul să predice la încheiere. Așa că nu-i foarte ușor să vii după profesor și după cei care i-ați avut în aceste zile. Vreau să-mi exprim recunoștința pentru conducerea bisericii și în special pentru pastorul și prietenul meu, fratele Pavel Coșta. Dumnezeu să binecuvânteze pastorul, conducerea și biserica. Amin. Și am un frate aici care vreau să-i mulțumesc public. Frate Ghiță, vreau să-ți mulțumesc public că am putut să ascult în această săptămână înregistrările pe care le-a spus dumneavoastră. Am ascultat cântările, am ascultat predicile, mai am de la fratele Tipei, care n-ai pus nici pe fratele Tipei, nu știu, nu ți-a plăcut de el, nu știu de ce nu l-ai pus, n-ai pus nici pe fratele Mircea, nici pe cel care a fost aseară. Știu că e o muncă editarea, dar să știți că vă urmăresc și m-am abonat la canalul fratelui ca să primesc știrile. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă răsplătească. N-am fost cu trupul aici la biserică, dar în Duhul v-am văzut. Și mulțumesc și pentru filmarea, că am văzut și din sală, și la parter, și la balcon, frații care au fost. Urmărim seria de predici ale celor care au slujit în această săptămână. Dumnezeu mi-a pus pe inimă să predic din Matei, capitolul 6. Vedeți, a scris aici calea către cer și sunt enumerate. Și în poze, și în cele care le faceți cu grupul de cântăreți, și în filmări, apare acest tablou calea către cer. Dacă v-aș întreba în această dimineață, dumneavoastră vreți să mergeți în cer? Mai întreb o dată, dumneavoastră vreți să mergeți în cer? Păstorul care m-a botezat pe mine îmi spunea și zicea, Marinel, unii din ăștia din biserică o să ajungă în cer lângă Barabanț. E o localitate lângă Alba Iulia. Zice, ăștia nu se vadă cerul lui Dumnezeu, ăsta numai cerul Barabanț o să-l vadă. Acum, aș vrea ca Dumnezeu în această dimineață să ne vorbească din cuvânt. Amin. Capitolul 5 din Matei, capitolul 6 și capitolul 7 cuprinde cuvântările Domnului Iisus. Dar capitolul 6 este un capitol unic. Dacă în capitolul 5 și în capitolul 7 Matei mai adaugă unele cuvinte, e interesant că în capitolul 6 sunt doar cuvintele Domnului Iisus. Pentru cei care aveți Biblii, traducerile noi, veți vedea că tot capitolul 6 este trecut cu roșu. Pentru că sunt cuvintele Domnului Iisus. Și aș vrea în această dimineață din cuvântul Domnului pentru Biserica Betel din Moisei să învățăm câteva lecții pe care le-a predat Iisus. Le-a predat celor din vremea aceea, acum 2000 de ani, și aș vrea pentru noi, pentru Biserica Betel, să învățăm aceste lecții. Nu v-aș pune întrebarea când ați fost ultima dată la școală. Unii, dacă îi întreb ce ți-a plăcut la școală, o să spună că pauzele le-au plăcut cel mai mult cât eram în școală. Vreau să vă spun că biserica de-a lungul secolelor a fost, este și va rămâne un loc al educației. Noi nu
intrăm la biserică ca să devenim mai proști și mai fanatici. Noi venim la casa lui Dumnezeu ca să ne înțelepțim și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu care este vestit și care ne dezvoltă pe noi și dezvoltă caracterul nostru. Amin. Și în această dimineață, vorbind despre lecțiile pe care le-a predat Iisus, aș vrea să încep cu prima lecție pe care a predat-o Domnul. Să nu fiți pocăiți de fațadă. Și spun încă o dată, să nu fim pocăiți de fațadă. Versetul 1. Haideți să ne uităm în cuvântul Domnului la versetul 1, 6 cu 1. Se poate afișa? Vă rog să rostiți cu toată biserica versetul 1. Ceea ce Domnul Iisus ne învață pe noi este o lecție a sincerității și a pocăinței autentice. Pentru zeci de ani ne-am pocăit hainele, dar nu ne-am pocăit caracterul. Și am vrut să demonstrăm prin îmbrăcămintea noastră că suntem pocăiți. Dar ce era în interiorul nostru, numai Dumnezeu știa și poate cei care locuiau împreună cu noi. Noi nu ne-am pocăit de fațadă ca să ne vadă cineva. Și nici nu facem show din pocăința noastră, ci ne-am întors la Dumnezeu pentru că credem că într-o zi pe norii cerului va apărea Fiul lui Dumnezeu și ne va lua pe noi ca și biserică să fim pentru totdeauna cu El. Mărit să fie Domnul! Amin. Nu vrei în această dimineață să-ți dai masca jos și să devii un pocăit autentic și să nu mai fii de fațadă? Cetează. Mă rog în această dimineață ca Duhul Domnului să te cerceteze și pe tine și pe mine. Să stăm de vorbă cu Domnul nostru și să înțelegem că pocăința nu-i de fațadă și nu impresionăm pe nimeni cu pocăința noastră, cu fățărnicia noastră. Să nu fim pocăiți de fațadă. Poți să dai mâna cu cel care e lângă tine și să spui: te rog să nu mai fii pocăit de fațadă. Ia să văd dacă ai curajul să dai mâna. Amin. Cercetează-ne. A doua lecție pe care Domnul Iisus o predă este aceasta: să nu ne trâmbițăm faptele bune. Și citesc cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 2 la versetul 4. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnici la sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta. Amin. Pentru ca milostenia ta să fie făcută nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns, îți va răsplăti. N-aș vrea să-l amintesc pe becalii care nu dă nici 10 lei până nu vin televiziunile. Nouă ne place spectacolul. Ne place să ne arătăm cât de darni suntem noi și cum dăm noi bani. Vreau să vă spun în această dimineață una din convenții pe care am făcut-o cu soția din momentul când ne-am căsătorit și i-am spus: Mili, vreau să spun ceva. Atunci când Dumnezeu îți spune pe inimă să dăruiesc, să ajuți pe cineva, nu trebuie să-mi spui nimica. Și spun și eu că atunci când Dumnezeu îmi pune, nu o să vin să spun: și ce, Mili, uite
ce am făcut, uite ce am dat, uite ce s-au bucurat. Nu. Există unul care ține evidența noastră. Există unul care ține cont de binecuvântări. Ce-ai semănat, vei secera. De aceea nu pot înțelege pocăiții zgârciți. Dumneavoastră credeți că Dumnezeu ne cheamă pe noi ca și păstori să vă cerșim banii dumneavoastră? Într-o zi a venit la mine unul din păstorii din București. La noi la biserică se plătește zeciuială. Și eu le-am spus la frate, fraților, nu vă supărați, cei zgârciți să plecați din biserică, pentru că nu vă mai văd în împărăție, numai pe cei darnici vă. Și păstorul Chelu Iulian a zis către mine, frate Marinel, cred că mi-ai trimis la mine în biserică, că toți zgârciți s-au adunat la mine. Dumnezeu ne cheamă să fim milostivi, să dăruim. Am fost în Austria acum câteva săptămâni la biserica din Linz. M-au invitat frații și am stabilit cu ei o întâlnire. Și au zis, frate Marinel, venim în România, nu vrei să mergi cu noi în Oltenia? Și am zis, ba da. Și au venit 5 frați din Austria și am plecat cu ei în Oltenia. Oamenii ăștia din diferite zone, de la Bistrița, erau din județul Arad și din alte părți. Dumnezeu le-a pus pe inimă ca să investească. Trebuie să vă mărturisesc că am fost în zona unde s-a născut Tudor Vladimirescu. Și în comuna lui el s-a născut. Nu m-am dus să-i văd casa memorială, poate altă dată. Oamenii ăștia au făcut o biserică și s-au dus să împartă ajutoare. Când am văzut sărăcia care este în Oltenia, vă rog să vă gândiți. Am intrat într-o casă unde femeia nu cred că s-a spălat de câțiva ani de zile. Nu vă mai spun mizeria, nu vă mai spun condițiile, pentru că am vizitat mai multe familii. I-au venit, i-am luat cu microbuzul bisericii din București și am plecat cu ei în Oltenia și ne-am oprit la Craiova și acolo era și un alt microbuz. S-au dus la Selgros și au încărcat cele două microbuze la refuz. Dar nu s-au dus să facă poze, să se laude. A, uite ce am făcut noi. Nu s-a dus să facă diferență că dau numai la penticostari. Ce au împărțit la toți. Am plecat de acolo zdrobit sufletește. Și am zis, Doamne, ce minunat că ai asemenea persoane care Dumnezeu i-a binecuvântat. Și el mi-a zis, unul din frații, a zis, frate Marinel, noi nu avem bani, noi nu suntem bogați, dar nu oprim pentru noi din ceea ce Dumnezeu ne dăruim și la alții. Pentru că am învățat să facem milostenie. Am învățat să ajutăm. Am învățat să sprijinim. Și au făcut 10 de drumuri. Și ieri îmi spunea fratele Cristi că din nou echipa va veni și vor merge în județul Bacău. Și el mi-a spus, frate Marinel, în luna asta, în februarie, am făcut 4 drumuri de Austria. Și ultimul drum mă sună din Arad și zice, frate, Dumnezeu a pus pe inimă unui frate să dea cărucioare pentru a aduca pas. Și am venit să aduc cărucioare. Nu ia bani pentru transport, nu ia niciun câștig, muncește toată săptămâna ca să aibă bani să dăruiască pentru cei nevoiași. Dar nu vrea să îi se facă reclamă. Pentru că cel care ne ascultește este Dumnezeu. El nu uită paharul de apă pe care l-ai dăruit în numele Lui. Așa este. El nu uită că din pâinea ta ai dat și altora. El nu uită că din ceea ce tu dai, Dumnezeu îți va da. Amin.
Nu știu dacă e potrivit să spun, dar vreau să vă spun. Eram la rugăciune, în Banat. Și la rugăciune, o soră are un cuvânt pentru mine și îmi spune, frate Marinel, mi-a arătat Domnul că în scurtă vreme vei fi binecuvântat și vei primi binecuvântare de la persoane la care n-ai primit niciodată și o să fie pentru prima dată când te binecuvântează. Am venit acasă pentru că fac un lucru. Noi avem grupul nostru de familie în care soția, fetele, ginerii corespondăm între noi pe WhatsApp. Ne-am făcut grupul nostru de familie. Și le-am scris lor după ce am plecat din Banat și am zis, am avut o lucrare că Dumnezeu mă va binecuvânta. Uitați-vă că Dumnezeu a pus piciorul pe accelerație și aștept rapid să se întâmple. Și am plecat de acolo și când am ajuns în București, soția zice, mă, dar crezi tu chiar așa? Mă, mi-a vorbit Domnul că o să primesc binecuvântare de la cineva care nu mi-o dat niciodată. La o săptămână primesc telefon de la o persoană care nu a fost niciodată la noi la biserică, nu a fost niciodată la proiectele noastre și mă sună și zice, nu vă supărați, aș vrea să beau o cafea cu dumneavoastră. Și am zis, bun, mergem la o cafea, alegeți restaurantul, unde vreți, vreți să veniți aici la campul. Zice, unde vreți? Dacă vreți, vin la dumneavoastră. Și m-am dus într-o sâmbătă dimineața, am plecat cu microbuzul și am ajuns la el. Și când intru la el acolo, zice, nu vreau să spun multe lucruri. Zice, uite, mi-a pus Dumnezeu pe inimă să-ți dau ceva. Aleluia! Am luat, m-am gândit, vreo 100, 200, 300. Și el zice, Dumnezeu mi-a pus pe inimă ca să vă dau 20.000 de lei. Eu m-am uitat și am spus, mi-e rușine să-i număr, dar cred că a zis omul că de la atâta. Și am luat teancul de bani și am spus că o să-l dau la caserie ca să tăiem chitanța. Știți de cine e vorba? De fratele Traian Voșta. Doamne accelerează să mai dea. Dar pe mine ce m-a mișcat e că cu o săptămână înainte îmi vorbește Dumnezeu în Banat și la o săptămână sâmbătă primesc binecuvântarea în București. Ăsta-i Dumnezeul pe care noi îl slujim. El ne numără perii din cap. Și pașii noștri de priveag. De aceea dacă până în această dimineață ai fost gârcit și n-ai dat, mă rog în această dimineață ca Dumnezeu să te elibereze de Duhul de zgârcenie. Amin. Și fie evanghelizarea asta în care nu știu cât se vor întoarce din lume, dar măcar tu care ești în biserică, fii mai darnic pentru Dumnezeu. Amin. Dă mâna cu o altă persoană și spune, te rog să nu mai fii zgârcit, fii darnic. Nu predați mâna. Rămâneți gârciți. Rămâneți. Frate, nu ședeți pe toți în cer, să știți. A treia lecție pe care o predă Domnul Iisus pentru ucenici, pentru mulțime, dar și pentru noi, să nu impresionăm pe oameni cu rugăciunile noastre. Să nu impresionăm pe oameni cu rugăciunile noastre. Și citesc cuvântul Domnului de la versetul 5 la versetul 13. E un pasaj mai rând. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogă și la colțurile uliților, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este ascuns. Și tatăl tău care vede ascuns îți va răsplăti. Amen. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe,
vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, că Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Și o să rog pe cineva care are ceas să se uite la secundar și am să citesc rugăciunea Tatăl nostru și să-mi spuneți câte secunde are această rugăciune. Să văd cine se uită la secundar. Încep să citesc. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în vecii vecilor. Amin. E ceva ciudat. Și noi nu vrem să învățăm de la Domnul. Există rugăciunile în public care se fac scurt. Rugăciunile lungi se fac acasă în odăiță. Amin. E câte unul care îl pui să se roage, să ceară binecuvântarea Domnului peste mâncare și după ce pomenește toate felurile și toate neamurile, nici pregătirea mâncării n-a durat cât durează rugăciunea lui. Mi-a trimis cineva pe internet, am primit, de la unul din frați a fost pus să se roage pentru copil și erau părinți în față să facă rugăciunea de binecuvântare. Și a început să se roage, să amintească toată seminția. I-a luat iară la rând și părinții, și era filmat. Tata săracul tot bătea din picior că ăsta nu mai termina rugăciunea. Nu ne place să fim de fațadă, să ne rugăm lung, să impresionăm, că dacă noi ne rugăm cu rugăciuni elevate, impresionăm câte pocăi suntem noi. Ba mai sunt frați care se roagă câte unul cu voce tare și nu poți opri rugăciunea. Toată biserica se oprește, dar el continuă ca să fie auzit. De ce face asta? Aș pune râvnă fără înțelepciune, să nu spun alt cuvânt. Cine vrem să ne audă rugăciunile noastre? Vrem să ne audă cel de lângă noi? Într-o biserică în California a intrat un tânăr îmbrăcat în alb. Era costum alb, pantofian, cravată albă și s-a pus să se roage. Și a ridicat mâinile în sus să binecuvânteze pe Domnul. Și un frate, și să-mi iertați expresia, prăpădit care avea necaz pe el, s-a dus lângă el și a început să se roage și el cu voce tare. Și a zis, Doamne, Te rog să nu-l încurci, să nu crezi că e un înger de lumină, că e copilul lui Ioji Țiganu. Asta când a auzit, s-a ridicat de pe genunchi și-a luat-o la fugă din biserică. Ați participat la vreun curs de rugăciune? Să fim învățați cum să ne rugăm? Noi le amestecăm și rugăciunea de binecuvântare, și de mulțumire, și de mijlocire. Toate le facem talmel barmeș, diferit. Dacă te anunță că se cer binecuvântarea Domnului, roagă-te pentru binecuvântare. Dacă te anunță să te rogi pentru mulțumire, roagă-te pentru mulțumire. Dacă te anunță să te rogi pentru mijlocire, mijlocește înaintea Domnului. Să nu impresionăm pe oameni cu rugăciunile noastre. A patra lecție. Să nu facem paradă că postim. Și citesc cuvântul Domnului, versetul 16 la 18. Când voi postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii,
care își slujesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău care este înascuns. Și Tatăl tău care vede înascuns îți va răsplăti. Fraților, sunt în post. Să vreau să știți. Eu postesc astăzi, fraților. Dragul meu, nu oamenii trebuie să vadă și să știe că noi postim. Nu poți să-ți începi ziua postului în murdărie. În primul rând, trebuie să-ți faci dușul de dimineață să te speli. Și chiar dacă ești în post, poți să te speli și pe dinți. N-are rost să stai lângă persoană care se miroase și să strici ca în Vechiul Testament cu leprosul. Necurat, necurat, necurat. Nu! Ne îmbrăcăm frumos. Mergem pe stradă, discutăm. Nu spunem la nimeni că postim. Cel care ține evidența postului nostru este Dumnezeu. El e cel care ține în cartea cronicilor zilele mele de post și zilele tale. Și la vremea hotărâtă ne va răspunde. Pentru că postul și rugăciunea nu rămân fără răspuns. Când eram tânăr, frații bătrâni ne-au învățat. Ancora pocăitului are trei. Postul, rugăciunea și milostenia. Nu postesc ca să fac economie de mâncare. Ci poate prețul mâncării și mai mult mă duc să-l dăruiesc, să binecuvântesc pe alții. Nu postesc ca să-mi fac siluetă și să arăt bine. Postesc pentru că am nevoie de părtășie cu Dumnezeu. Amin. Am nevoie de prezența Lui în viața mea. Amin. Și de aceea stau în post. A cincea lecție pe care o predă Domnul. Să nu fim avari. Versetul 19 la 21. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina, și unde le sapă și le fură hoțe, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina, și unde foțe nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Știți ce nu înțeleg? E mândria pocăiască care nu înțeleg. Dacă tu ți-ai luat o mașină, eu trebuie să-mi cumpăr una mai superioară ca să demonstrez că am bani. Dacă tu ți-ai făcut o casă, eu o dărâm și îmi fac alta mai mare pentru că vreau să demonstrez. Și există o concurență între noi. Dragii mei, când plecăm din această lume, nu luăm nimic cu noi. Decât un sicriu în care ne pune. Și fă-ți valoarea sicriului, să vezi cât costă un sicriu și ai să înțelegi ce e din această lume. Dar adunăm. Mi-amintesc după Revoluție, când au venit ajutoarele, unul din frați care l-am avut în biserică, au venit două containere. Și a zis, zice, Marinel, acum ai de luat? Că nu știi dacă mai prindem. Și a zis, bă, omule, frații au avut încredere să ne pună pe noi aici că suntem curați și că împărțim drept. Nu, zice, întâi luăm noi și la urmă. Știți unde-i fratele care era colegul meu? Se odihnește în pace, în cimitir, fără hainele luate din container. Nu știi nici tu, nici eu când plecăm din această lume. Dar adunăm.
Mă rog în această dimineață ca Dumnezeu să ne vorbească. Amin. Și să nu mai fim avari. Să dăruim. Am primit, cred că sunt 2 sau 3 săptămâni, de la un prieten, mi-a trimis pe internet imaginea unui cerșetor care cerșea tot timpul. A murit înghețat de fric. Și când a murit și l-au găsit înghețat de fric, au găsit o cheiță. Și au zis, ce-i cu cheia asta? S-au dus la locuința lui și au deschis un dulap. Dulapul era plin de sute de mii de dolari. Iar el stătea în stradă cerșetor și acasă erau sutele de mii de dolari. Noi avem în București, dumneavoastră n-aveți aici, noi avem în București cerșetorii de profesie. Și am pe unul care crescut de mic cerșetor și trec de multe ori pe bulevardul pe unde el și ne cunoaștem de ani de zile și îl întreb cum e. Zice, domnul Ciomța, azi e slab. În Grecia câștigam mai bine. Azi e slab. Zice, românii zgârciți, nu prea dau. Zice, în Grecia am avut când am luat și 5.000 de euro pe lună. Pentru că oriunde te duci în Europa și acum să duci și în America, o să întâlnești cerșetori români. Și când văd un cerșetor, nici nu-l mai întreb în limba poporului, ci îl întreb pe românește. De unde ești? Ăștia-s profesioniști. Nu uit că o femeie a zis, zice, eu sunt din Iațlomița. În loc să zică Iațlomița, eu zic Iațlomița. Știți că și unii care merg la biserică practică acest lucru? De ce să muncești? Lasă să muncească fraierii. Mai bine stai la cerșit, că mai mult câștig cu cerșitul. A șasta lecție, pentru că vreau să mă încadrez în timp, pe care a predat-o Domnul, să știm că nu putem merge pe două cărări. Și citesc versetul 24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Că sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Noi am vrea duminica să slujim pe Dumnezeu, să ne bucurăm aici și lunea să avem un alt stăpân. Dragii mei, ascultați-mă ce vă spun în această primă duminică din martie. Tu și eu putem păcăli oamenii. Putem avea tehnici de manipulare pe care să le învățăm. Putem să ne jucăm cu sentimentele. Dar există unul care nu poate fi înșelat. El se oprește și măsoară pământul cu ochiul. Acesta e Dumnezeu. Nu are rost dacă n-ai gânduri serioase de pocăință, să te joci de pocăința. Ia pocăința în serios, pentru că e o mândrie și o cinste să fim numiți copiii lui Dumnezeu. Te întreb în această dimineață, cum vrei să strige după tine? Copilul lui Dumnezeu sau copilul dracului? Cum vrei să strige după tine? Nu amestecați paiele cu grâul. Nu amestecați pocăința cu nelegiuirea. Luați pocăința în serios. Știți când va aduce Dumnezeu trezire în România? Când se trezesc pocăiți și iau pocăința în serios. Amin. Și înainte de a se pocăi alții din lume, avem noi în biserică de îndreptat anumite lucruri. Amin. Și atunci, nu mă uit la altul, ci mă uit la mine și mă întreb ce trebuie să corectez eu în viața mea. Amin. Nu pot sluji la doi stăpâni.
și lui Dumnezeu și lui Mamona. Și a șaptea lecție cu care voi încheia, care îmi place așa de mult lecția aceasta, toate îmi plac, să nu fim stresați. Dacă v-aș întreba în această dimineață, v-a stresat vreodată? Să nu vă supărați că vă spun, și în biserică avem stresați noștri. Dar haideți să citiți cuvântul Domnului înainte de a dezvolta. Versetul 25 la 34. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum crescrinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mai mult, cu mult mai mult pe voi, credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca. Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru care este în cerul știe că aveți trebuință de ele. Și aș vrea versetul 33 și 34 să-l citiți dumneavoastră toată biserica. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și de pregătirea lui. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați doar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Amin. Dragii mei, e natura noastră firească să ne îngrijorăm. Ne îngrijorăm de copiii noștri, ne îngrijorăm de familie, ne îngrijorăm de biserică, ne îngrijorăm dacă avem bani cu ce să ne plătim facturile, ne îngrijorăm. Îngrijorările noastre conduc la boală. Poți să te îmbolnăvești de diabet pe fondul stresului. Poți să faci accident vascular, poți să faci infart. Poți să închizi ochii din cauza stresului. Și noi suntem stresați. Și cuvântul Domnului spune, nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Ajunge ziua. Noi trăim ziua de mâine de nu știu câte ori. L-am întrebat odată pe doctorul Cristian, pe care îl vedeți la televizor, stând cu el de vorbă, l-am întrebat, domnul doctor, cum e cu sănătatea mentală a românilor? Și știți ce mi-a spus el? Domnul Ceruță, 80% din populația României au probleme mentale. Și am zis, domnul doctor, dar nu suntem o țară de nebuni? Da. Noi ne îngrijorăm. Dacă l-aș întreba pe fratele Pavel, care de ani de zile cu procesele, e normal să se îngrijoreze. Vreau să vă spun, vă rog să vă gândiți, noi cu procesul cu proprietatea, suntem de 15 ani cu procesul cu proprietatea. Dumnezeu spune că se rezolvă și pe altă parte nu se rezolvă. Cum să nu fiți stresat? Vă rog să vă gândiți că l-am aici pe colegul meu și prietenul Cristian David, pe care l-ați văzut la televizor și știți comentariile. Șeful lui de cabinet s-a dus, pus de procurorul Țuluș, ca să declare că fratele Cristian David a primit mită 500 de mii de euro. Îi vine condamnarea de 5 ani de zile și Dumnezeu spune de izbăvire. Mă duc la rugăciune și la rugăciune
El nu era cu mine. La rugăciune spun acolo, în cercul de rugăciune, zic, aș vrea să ne rugăm și pentru fratele Cristi, pentru că are termen. Ne rugăm Domnului și azi un cuvânt. Să-l spun la fratele Cristi că până la următorul termen, Dumnezeu va lucra ca să iasă nevinovăția la suprafață. Și îl sun pe Cristi. Spun, Cristi, uite lucrarea, i-am trimis-o. Vezi că până la următorul termen Dumnezeu o să facă ceva. Știți ce s-a întâmplat până la următorul termen? Și asta ordine de câteva săptămâni. Cel care l-a acuzat că i-a dat mită, 500 de mii de euro, a recunoscut că a fost pus de procuror și că n-a dat mită. Și a fost șeful lui de cabinet, când era ministru de interne. Și el a scris acolo, am fost forțat de procuror, dar n-am dat niciun ban. La domnul ministru David. Și am copia scrisorii, o am la birou. Și am zis, Doamne, cum știi? Tu îmi vorbești. Slavă ție, că până la următorul termen o să iasă probă și între timp, cel care l-a acuzat recunoaște că e o făcătură și că n-a primit nimic. Nu vă mai spun sfinții din biserici care m-au criticat. Cum tu iubești sfințenia și umbli cu un infractor? Și alții au zis, din cei 500 de mii de euro, cât ai primit și tu? Pentru că așa sunt oamenii. Asta fac oamenii. Și eu le-am spus. Zice, nu l-ai întrebat. Cred că procurorii a trebuit să vină la tine, că tu ești pastorul lui și să spune că tu știi tot adevărul. Și a spus, am mărturia Duhului. Cristi nu-i vinovat. Și au trecut ani de zile, în care după ani de zile a ieșit la suprafață nevinovăția. Și acum, în martie, pe 25 martie, are un nou termen care să se discute. Așa să vă spun. Cum să nu te îngrijorezi? Când sunt atâtea lucruri în jurul nostru. Dacă ar fi să vă spun despre proiectul de construcție care trebuie să-l terminăm și mai am nevoie de câteva milioane de euro ca să-l termin. Dacă v-aș spune de cantina socială să mănânci 1000 de persoane în fiecare zi prânzul. Cum să nu te îngrijorezi? Dar există unul care îngrijește de noi. Există unul care îl pasă de noi. Există unul care știe toate frământările noastre. Există unul care știe nopțile albe pe care noi le facem datorită îngrijorărilor. Și acesta e Dumnezeu. Iar cuvântul Domnului spune, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. Căci El va îngriji de voi. Măriți să fie Domnul. Poți să dai mâna cu persoana și să-i spui, te rog să nu mai fii stresat. Fii bucuros că Dumnezeu e de partea ta. Vreau să dau mâna cu persoana. Aș vrea acum la încheiere, să repet cele 7 lecții, dar aș vrea ca și dumneavoastră biserica să le repetați cu voce tare. Prima lecție, să nu fim pocăiți de fațadă. A doua lecție, să nu ne trâmbițăm faptele bune. A treia lecție. Să nu impresionăm pe oameni cu rugăciunile noastre. A patra lecție. Să nu facem paradă că postim. Să nu fim avari. Să știm că nu putem merge pe două cărări. Să nu fim stresați. Și acum, la încheierea predicii, doresc să rostesc binecuvântare peste dumneavoastră și peste biserică. Amin. Și dacă sunteți de acord, puteți spune amin. Amin. Întotdeauna să fie de lucru pentru mâinile voastre. Amin. Întotdeauna să fie bani în portofelul sau poșeta voastră. Amin. Întotdeauna soarele să strălucească peste voi. Amin. Întotdeauna mâna unui prieten să vă fie aproape. Amin. Întotdeauna vântul să vă bată din spate. Amin. Întotdeauna ploaia să cadă peste pământurile voastre. Amin.
Întotdeauna Dumnezeu să vă umple inima de bucurie. Amin. Și până ne vom întâlni din nou, Dumnezeu să ne țină în palma mâinii Lui. Amin. Vă binecuvântez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin.